Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 14 august, care este mesajul de la cărțile de tarot. Avem aici 7 de monede. Trebuie să ai încredere că direcția în care te îndrepți este direcția corectă, potrivită pentru binele tău suprem. Dacă aici te gândești la o situație de la locul de muncă, din cariera ta, din situația ta financiară, ar fi bine să nu insiști foarte mult, pentru că această carte te îndeamnă să ai răbdare. Ai răbdare că, pentru că semințele pe care le-ai plantat în trecut trebuie să germineze și să crească natural de la sine. Aici nu poți forța lucrurile, nici în afaceri, nici în carieră, nici în dragoste, nici în relațiile de prietenie. Trebuie să ai răbdare ca lucrurile să se dezvolte, să crească natural de la sine. Și chiar dacă tu astăzi nu vezi evoluția, progresul pe care ți-ai dori să-l vezi, asta nu înseamnă că în fundal, în spatele ușilor închise, nu se întâmplă lucruri. Doar pentru că nu ai primit încă promovarea sau mărirea de salariu pe care ți-o dorești, nu înseamnă că superiorii tăi nu discută, nu negociază aceste lucruri. Doar pentru că prietenul sau prietena ta sau persoana de care ești interesată nu ți-a făcut încă declarații de dragoste, nu înseamnă că în interiorul lor aceste gânduri nu se dezvoltă și nu încep să crească, doar că fiecare om are viteza sa proprie de a trăi, de a acționa, de a gândi și aici trebuie să înveți să accepți aceste diferențe. Nu toți sunt ca tine, nu toți gândesc la fel de rapid ca tine, nu toți se mișcă la fel de rapid ca tine. Aici ai încredere că Universul, Divinitatea o să aducă în viața ta lucrurile, oamenii și oportunitățile potrivite la momentul potrivit. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe astfel de etalări, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!